Binecuvântări, fraci, fraci și surori, sunt părintele Claudiu de la misiunea Ruac Duhul Sfânt, în lumea întreagă, și în această duminică, Isus ne propune această, această lectură care să o medităm a Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos după Sfântul Matei. Când a auzit Isus că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare în ținutul lui Zabulon și Neftali. Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia care zice, țară al lui Zabulon și țara lui Neftali, drum care duce spre mare țară de dincolo de Iordan, Galilee, loc de întâlnire a păgânilor, poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare, celor care locuiau în înținutul umbrei și al morții le-a răsărit o lumină. De atunci a început Isus să propovăduiască și să spună, faceți pocăință, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe când mergea pe malul mării Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, numit și Petru, și pe Andrei, fratele lui, care își aruncau mrejele în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis, Veniți după mine și eu vă voi face pescar de oameni. Aceștia, lăsându-și mrejele, îndată au mers după el. Mergând puțin mai departe, a văzut alți doi frați: pe Iacob, fiul lui de Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, care erau în barcă împreună cu tatăl lui Zebedeu și își pregăteau mrejele. El i-a chemat iar ei imediat au lăsat barca și pe tatăl lor și au mers după Isus. Isus străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință în popor. Cuvântul Domnului, laudăție Hristoase! Aceste cuvinte trebuie să răsune și în sufletul nostru. Convertiți-vă, faceți pocăință, cât s-a apropiat împărăția cerurilor. Să ne gândim unul fiecare dintre noi. Ce trebuie să schimbăm în viața noastră ca să ne convertim, să ne schimbăm? Ce pocăință trebuie să facem ca să lăsăm pe Isus să fie în centrul inimii noastre, în centrul gândurilor noastre, în centrul sufletului nostru? Căci atunci când Isus va putea gândi prin noi, privi prin noi, vorbi prin noi, împărăția lui Dumnezeu va intra în sufletul nostru și se va comunica celorlalți. În același timp, Isus ne spune, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Misiunea ta, ca mamă, ca tată, ca preot, este aceea de a te îndrăgosti în fiecare zi mai mult de misiunea lui Hristos. De a fi o, o imagine cât mai fidelă a iubirii sale pentru noi și prin noi. Să lăsăm pe Isus să ne învețe și să lăsăm pe Isus să ne vindece de orice boală și neputință, pentru a putea și noi, la rândul nostru, fiind un Isus viu, să-i ajutăm pe ceilalți să se vindece și El în noi va realiza toate aceste minuni să lăsăm pe Iisus să vorbească prin noi, pentru ca El să îndrume poporului Dumnezeu spre convertire, pocăință, spre înviere. Domnul să te binecuvânteze și Sfânta Fecioară Maria să ai te aibă tot timpul în pază. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.